Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi nu vom face review-uri, ci vom sta puțin de vorbă despre tehnologie și mai precis tehnologia veche. Dar mai întâi, hai să începem cu tehnologia nouă, pentru că suntem în 2020 și am observat cu toții evoluția tehnologiei. AMD a început să scoată procesoare mai bune decât Intel, a apărut seria 3000 de la Nvidia, care, după cum ați putut observa în episoadele trecute, se descurcă extraordinar în gaming și așa mai departe. Telefoane flexibile, telefoane care se pliază pe exterior, pe interior, telefoane care se rulează, cum este cazul conceptului de la Oppo și așa mai departe. Întrebarea mea este alta. Ce faci cu tehnologia veche? Ce faci cu un sistem desktop vechi? Ce faci cu telefoanele vechi care nu sunt la actualitate pentru ziua de astăzi și care nu mai rulează aplicații, ei bine, într-o manieră fluidă, să-i spunem așa. Și uite că am la îndemână, impropriu spus la îndemână, o stație de lucru HP, un HP Compact Elite seria 8000, cu un procesor de prin 2008. Am intrat în posesia acestui sistem la întâmplare și cineva m-a întrebat, bă, dacă ai ce să faci cu el. Și am stat să mă gândesc, zic, bă, ce aș putea eu să fac? Windows 10 nu funcționează, XP 7, Vista și 8.1 nu se mai fabrică, să spunem așa. Bineînțeles, poți să le instalezi, dar ce să faci cu un sistem de operare care nu rulează bine pe un computer vechi? Și atunci am zis, bă, răspunsul este altul, Linux. Și am pregătit pentru voi un mic tutorial despre cum să instalezi Linux pe o mașină veche și cum să dai viață unui computer vechi și să-l folosești pentru sarcini de bază. Sarcini precum browsing, statul pe YouTube, statul pe rețele de socializare, vizualizat poze, vizualizat filme, descărcat diverse fișiere și editat fișiere și documente Office. Am zis, bă, este mașina perfectă pentru că ce se întâmplă cu dispozitivele când nu mai sunt utilizate? Adună praf într-un depozit și mai devreme sau mai târziu sunt aruncate la gunoi. Nu sunt duse la reciclat. Și atunci, de ce să adun praf cu un dispozitiv când aș putea să-i dau o viață nouă și să-i dau un alt scop? Hai să vedem cum facem acest lucru cu acest HP vechi de aproape 12 ani. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Hai să aruncăm acum o privire mai îndeaproape asupra computerului cu pricina. Core 2 V-Pro și se pare că această stație venea cu Windows 7 preinstalat pentru că are stickerul acesta. Și pe partea de porturi avem 1, 2, 3, 4 porturi USB în față, evident sunt USB 2.0, un combo jack pentru căști și microfoni și o altă mufă jack doar pentru căști. Și de când am mai văzut așa ceva, un CD-ROM. Plus că avem și loc pentru floppy, ceea ce mi se pare și mai interesant. Pe partea din spate, ei bine, selecția de porturi nu este uimitoare. În schimb, poți conecta o grămadă de periferice, pentru că avem 6 USB-uri, avem și RJ45 pentru internet, mufă VGA, PS2 și input-output pentru audio. Cam așa arată la interior acest computer. Este un form factor compact, este un computer tip desktop făcut să stea pe birou sau undeva într-un răftuleț destul de jos pus. După cum puteți observa, upgrade-ul nu este foarte, foarte mare. Mai precis, pot să schimb hard disk-ul. Am testat și această sursă încă funcționează, computerul pornește, însă va trebui să fie curățat de praf. Avem 4 sloturi RAM, dintre care 2 sunt ocupate, iar aici putem conecta pe PCI sau pe AGP diverse plăci, însă va fi destul de greu să găsești o componentă care să încapă în această carcasă sau în cel mai rău caz nu-i mai pui capacul. Din nou, răcirea este proprietară, trage aerul din față și îl suflă în acest radiator, iar dedesubt se află acel puternic Intel Core 2 Duo, procesor E8400,
Ok. 45 de nanometri și a fost lansat în 2008. Q1-2008, asta înseamnă Quarter 1-2008, mai precis, primul sfert al anului. Două coruri, două threaduri, base frequency 3 GHz. Așadar, ar trebui să fie mai mult decât decent pentru browsing pe internet. Dar până acolo mai avem ceva de discutat, pentru că nu va fi chiar atât de ușor. Acum că am văzut cum arată acest computer înăuntru, hai să-l și testăm. Iar pentru acest lucru va trebui să-l conectăm la o sursă de energie, să-i conectăm un monitor. Am pregătit aici mouse-ul și tastatura noastră de încredere, un monitor vechi cu VGA, deoarece monitorul nostru care are DisplayPort nu a fost recunoscut de acest desktop și într-un final un cablu de alimentare. Hai să-l punem aici frumos pe masă și să vedem de ce este în stare acest bebeluș. E bine, a venit și momentul adevărului. Hai să-i dăm cărbuni să vedem ce afișează. Iar aici există două cazuri. Cazul 1, în care sistemul pe care vrei să-l recondiționezi are deja un sistem de operare instalat și dacă ai norocul poate să buteze și poți crea un USB nou cu un sistem de operare nou, sau cazul 2 în care sistemul nu are nimic instalat pe el, deși aici arată Grub Rescue, a avut un Linux instalat înainte, cel mai probabil a fost formatat, reformatat și formatat și reformatat de mai multe ori. Ei bine, în cazul în care ești în situația mea, vei avea nevoie de un alt laptop, desktop, sistem, un stick, un browser și un programer. Deschidem Chromium în cazul meu. Dăm un search pe Google Linux Mint. Iar aici sunt foarte multe variante de Linux pe care ai putea să le testezi. Nu am să intru în acest subiect, poate o să-l dezbatem în alt videoclip. Însă acesta este una dintre popularele distribuții de Linux alături de Ubuntu. Am văzut Linux Mint instalat pe câteva laptopuri din fabrică. Bun, linuxmint.com, secțiunea Download, tabul cu Linux Mint 20. Iar aici sunt 3 arome, să le spunem așa, pe care am putea să le alegem. Personal îmi place cea cu Mate sau Mate. Avem aici niște oglinzi sau mirrors de unde putem descărca imaginea, poți să alegi una, dar de preferat ar fi să găsești una din România. Sunt două oglinzi în România, poți să le accesezi, ai descărcat fișierul, eu deja îl am descărcat aici pe desktop, se numește Linux Mint 20 Mate 64. În cazul în care ai norocul ca sistemul tău să funcționeze pe 64 de biți, poți descărca majoritatea distribuțiilor Linux. Există cazurile speciale în care procesorul este destul de vechi și nu suportă acest set de instrucțiuni. Bun, momentan hai să ne rezumăm la sistemul nostru. Mai avem nevoie de un program. Eu folosesc Rufus, cel pe care l-am folosit și în tutorialul pentru Windows și cum să faci un stick bootabil pentru Windows. Putem să lăsăm programul să caute pe internet actualizări, iar acum va trebui să introducem un stick, de preferat de 4 GB minimum, în portul USB. În cazul în care nu este văzut stickul USB, puteți încerca celelalte porturi. În cazul meu am folosit un port 2.0, în ideea în care cel 3.0 nu a vrut să fie văzut. Eu deja am făcut acești pași, de aia mi-apare aici Linux Mint, dar trebuie să selectăm Disk or ISO Image, Select, mergem pe desktop unde avem descărcat fișierul, Linux Mint, Open. Iar aici mare atenție, unele sisteme au suport UEFI, altele nu. Ar fi de preferat să folosești opțiunea MBR, Target System, BIOS or UEFI. În rest îl lași în pace, trebuie să verifici dacă device-ul pe care tu l-ai conectat are litera corespunzătoare, în cazul meu este D, și Start. În momentul în care dai Start, îți va da un prompt în care trebuie să actualizeze niște informații, Yes, și mai departe îți va da un prompt în care îți va spune dacă vrei să scrii imaginea în ISO sau în DD Image Mode. Poți să încerci prima oară în ISO și dacă nu funcționează, o vei scrie în DD.
După ce vom da OK, procesul va începe, te va întreba dacă ești sigur de această acțiune și că datele de pe stick vor fi distruse. Pentru că noi am făcut deja acest pas, nu mai avem nevoie de laptop, trebuie să conectăm stick-ul în computerul pe care vrem să-l resuscităm. Va trebui să intrăm în BIOS, pentru că nu toate sistemele vor buta implicit de pe USB. În cazul meu trebuie să apăs pe F10, voi da English și fără să stau să umblu prea mult, voi căuta default setup. Restore factory settings as default. Și în momentul acesta, în cazul în care nu există un sistem de operare instalat pe hard, ei bine, el va buta de pe primul device care, ei bine, are ceva bootabil pe el. Suntem întâmpinați de acest ecran, unde avem mai multe opțiuni. Start Linux Mint, Start Linux Mint în compatibilitate, OEM install și așa mai departe. Vom selecta prima opțiune, Start Linux Mint. Și în momentul acesta nu se va întâmpla absolut nimic cu sistemul. Linux-ul se va încărca în RAM, momentan. Mai avem câțiva pași de făcut până când va fi instalat pe hard. Ei bine, uite că sistemul s-a încărcat, iar acesta este meniul principal, este desktop-ul sau mai bine spus ecranul principal cu care tu ești întâmpinat când butezi acest stick, acest sistem de operare Linux Mint. După cum puteți observa, este similar cu Windows-ul, avem câteva iconițe pe desktop, aici avem similar o bară de start, cu diverse aplicații categorisite, câteva setări rapide pentru linie de comandă, browser și un file manager destul de basic. Ce îmi place mie în schimb este că am toate instrumentele la îndemână, deja am un browser instalat, deja pot să caut informația pe internet și în cazul în care ai o conexiune pe cablu, cum am eu aici, ei bine, sistemul va recunoaște această conexiune și vei avea instant acces la internet. Dacă vom scrie o prostie aici, ei bine, el caută deja pe Yahoo și putem să folosim internetul. Înainte de a intra în alte detalii, hai să-l instalăm. Aici este o iconiță cu Install Linux Mint. Clic-clic pe aceasta. Vom selecta limba. Sunt curios dacă avem și română. Da, avem și română, însă prefer limba engleză. Continue. Așteptăm să se încarce. Keyboard layout. Ei bine, layout-ul tastaturii mele este engleză, United States, English, United States, continue. Așteptăm din nou să se încarce. Aici avem o opțiune care este destul de importantă. În cazul în care ești conectat la internet sau în cazul în care atunci când faci setup-ul ai posibilitatea să conectezi mașina la internet, îți va apărea această opțiune, Install Multimedia Codecs. Ei bine, MP3-ul, de exemplu, nu este un codec liber și va trebui să ai nevoie de anumite softulețe, ca să spunem așa, ca tu să poți citi MP3-ul sau să poți să redai MP3-ul. În orice caz, fără a intra în prea multe detalii, poți să dai Install Multimedia Codecs, dai Continue. Avem două opțiuni, Something Else sau Erase Disk and Install Linux Mint. Vom folosi prima opțiune deoarece noi nu mai avem un alt sistem de operare pe mediul de stocare. Vom selecta prima bulinuță, Install Now. Ei bine, ce face în momentul acesta? Setup-ul va șterge tot ceea ce există pe disk, pe hard disk în cazul nostru și va începe rutina de instalare a Linux-ului. Văd că a observat zona în care sunt, că sunt în București. Continue. Numele meu, Dragoș. Username. Poți alege aici absolut ce username vrei tu, dar atenție, nu trebuie să aibă spații sau caractere precum semnul întrebării și așa mai departe. Bun. Hai să ștergem aici și să ne alegem un username decent, cum ar fi, hai să spunem, drg123. Bun. Mare atenție! Aici te va pune să alegi două parole.
Aceasta este parola pe care o voi folosi de mai multe ori să instalez diverse programe și așa mai departe, dar ca fapt divers, pune o parolă și nu o uita. Ești obligat să pui o parolă deoarece, după cum poți observa, nu ai posibilitatea să continui setup-ul. Pentru acest videoclip voi folosi o parolă destul de simplă. Mai avem două opțiuni. Login automat, ceea ce înseamnă că nu-mi va cere parola atunci când pornesc sistemul. Eu o să-i dau login automat pentru că nu vreau să bag parola de fiecare dată în acest videoclip. Mai avem o opțiune pentru encriptarea folderului acasă. Ce înseamnă folderul acasă? Înseamnă acel folder unde ai muzică, filme, jocuri și așa mai departe. Nu vom selecta pentru acest videoclip această opțiune. Iar în momentul acesta vom aștepta să se instaleze Linux-ul. După cum puteți observa, aici el copiază ceva. Putem să apăsăm pe săgețică și să vedem detalii. Mare atenție, după ce se va scrie sistemul pe hard disk, există posibilitatea să se miște destul de încet. Pentru că hard disk-ul, în cazul meu, este destul de vechi, a fost destul de abuzat și cel mai probabil sistemul a fost lovit sau lovit cu picioarele din greșeală și așa mai departe. Dar vom repara asta și vom discuta spre finalul videoclipului cum putem face un sistem vechi să se miște mai bine, mai rapid, chiar și cu 4 GB RAM. După ce setup-ul a terminat de instalat sistemul de operare pe hard disk, putem să restartăm calculatorul, putem să scoatem stick-ul, iar computerul se va restarta. Ei bine, prima oară când va intra în sistem, vom fi întâmpinați de această fereastră. Welcome to Linux Mint, bla 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 bla. Avem documentare, ajutor, primii pași, iar aici putem selecta diverse opțiuni pentru temă, Night Mode și Light Mode, Driver Manager, Update Manager, System Settings și așa mai departe. Însă nu vom discuta despre aceste lucruri în acest videoclip pentru că sunt destul de multe lucruri, nu sunt complicate, dar sunt diferite față de Windows sau macOS. De asemenea, avem un tab cu Contribute. Asta înseamnă că dacă ești developer și ai vrea să faci aplicații, ai vrea să scrii linii de cod, poți contribui la acest proiect prin îmbunătățirea sistemului în sine sau prin adăugarea de aplicații gratis și așa mai departe. Am închis acea fereastră, iar mai departe avem un ecran similar cu cel de la Windows. Adică avem un desktop cu o imagine pe care o putem personaliza, computer, un folder pentru home, la mine se numește DRG123. Iar aici am documente, descărcări, muzică, videouri și așa mai departe. În partea de jos avem un panou sau bară de start, dacă vreți să o numiți așa. Este un programel sau mai bine spus o soluție grafică similară cu start barul de la Windows. Computer, home, folder, network, desktop și așa mai departe. Opțiuni pentru sistem. Aplicații favorite, iar aici avem toate aplicațiile. Aș vrea puțin să mă opresc aici și să spun că sistemul acesta de operare, dar și multe alte variante de Linux, sub diferite forme, sub diferite arome, cu diferite interfețe, majoritatea vin cu aplicațiile de bază preinstalate. Atenție, câteodată există incompatibilități în formatarea diverselor extensii. De exemplu, DocX este posibil ca în LibreOffice să nu fie afișat ca în Microsoft Office. În orice caz, textul e acolo, imaginile vor fi acolo și se poate utiliza foarte, foarte ușor. Ceea ce vreau să subliniez este că sistemul folosește software, sau mai bine spus folosește programe cu sursă deschisă, la care toată lumea poate să contribuie, pot fi descărcate și utilizate gratis. Așadar, nu suntem sub o umbrelă a unei corporații, precum Microsoft, precum Apple și așa mai departe. Este un sistem de operare liber de folosit și gratis pentru totdeauna, pentru toată lumea. Iar acum să revenim la motivul pentru care v-am arătat toate acestea. Sistemul are un procesor din 2008, ceea ce înseamnă că este foarte vechi pentru standardele moderne. Însă, browserul se deschide acceptabil de rapid. Pot să am mai multe pagini deschise și nu crashează, nu frizează. Pot să deschid YouTube-ul, așteptăm să se încarce, videoclipul rulează fără absolut nicio problemă, pot să deschid un tab nou, să zicem deschid Reddit, deschid și Facebook-ul, însă nu mă voi loga pe Facebook în momentul acesta, Wikipedia, în cazul în care vreau să mă informez, și
Mai departe, aș vrea să creez un document Office. Voi deschide LibreOffice, s-a deschis relativ repede Writer și în momentul acesta am deschis editorul text și Wikipedia, de unde pot să mă informez și pot să scriu mai departe, pot să accesez, mai știu și eu, Notepad, sunt un fel de sticky notes ca pe Windows, pot să le organizez, pot să le pun taguri, de exemplu aici am deja un tag care se numește important, pot să salvez ceea ce am creat în fișierul documente sau pot crea un alt folder. În funcție de hardware-ul pe care l-ai la dispoziție, este posibil sau nu să rulezi acest sistem de operare. Dar nu-ți face griji, există soluții precum Puppy Linux, care este un sistem de operare care are nevoie de și mai puține resurse. Și așa arată site-ul. Evident, și în acest caz avem un desktop cu iconițe și un fel de start bar, dar acesta este o poveste pentru un alt videoclip. Deși videoclipul acesta a fost mai lung decât ceea ce postăm noi în mod obișnuit, ei bine, gândiți-vă că n-am zgâriat nici măcar un pic suprafața acestui subiect, în ceea ce privește Linux, tehnologie, computing, computing devices și așa mai departe. Însă am vrut să vă arăt în mod particular cum puteți salva un computer mai vechi. În cazul în care nu mai aveți nevoie, puteți să-l dați cuiva, puteți să-l donați, puteți să-l folosiți pentru un alt scop, puteți să-l folosiți pentru media player și așa mai departe. Însă, ceea ce vreau să subliniez este că nu e ok să mergem să le aruncăm la coșul de gunoi, unde aruncăm sacul de gunoi, unde aruncăm diverse chestii. Mergem să-l reciclăm, putem să-l dăm către o companie sau către, eu știu, un loc în care se reciclează electronice, însă în cazul în care nu vrei să faci asta, dar nici nu ai ce să faci cu un computer, ei bine, sper că ți-am putut da o idee. Acum, în cazul în care ai stricat ceva sau nu mai funcționează Linux-ul sau nu știi cum să ieși dintr-o anumită situație, poți relua oricând pașii de la capăt și îl poți reinstala de câte ori vrei tu, iar sistemul nu se va rescrie de 100.000 de ori pe partiții diferite. În momentul în care bifezi acea opțiune. În momentul în care bifezi acea opțiune cu Erase Disk, el va șterge tot. Atenție, nu uita să salvezi pe un stick de fiecare dată ce ai tu nevoie, poze, documente și așa mai departe, ca să nu strici ceva și să fii nevoit să reinstalezi sistemul de operare. Bineînțeles, în lumea Linux, să spunem așa, poți salva un sistem oricând în linie de comandă. Însă este un exemplu pentru un alt videoclip și bineînțeles nu se aplică tuturor distribuțiilor. În schimb, motivul pentru care am ales acest Linux este că este bazat pe Ubuntu, iar Ubuntu este una dintre cele mai populare distribuții de Linux. În schimb, interfața este similară cu cea a Windows-ului. Evident, pentru că suntem într-o lume în care libertatea este cuvântul cheie, există și alte opțiuni cu alte interfețe și cu alte iconițe și cu alte meniuri și așa mai departe. Însă aceasta mi se pare cea mai simplă, cea mai scurt și la obiect, să spunem așa. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest videoclip, iar unii dintre voi vor găsi aceste informații utile. Ne vedem data viitoare. De asemenea, nu uitați să vă lăsați părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!